Bine v-am găsit, sunteți la Prim Plan Obiectiv, iar eu sunt Ionel Spuc. Astăzi, în prima parte a emisiunii, discutăm despre asistența medicală acordată refugiaților din Ucraina, și asta pentru că, desigur, unii dintre aceștia vin cu diverse afecțiuni care trebuie tratate, unele dintre ele suficient de grave. Îi vom avea alături de noi pe medicii de la Spitalul de Oncologie din Cluj. În a doua parte vom vorbi despre incendiile de vegetație care au cuprins România și care ne afectează din punct de vedere al poluării. În prima parte însă, cum spuneam, vorbim despre refugiații din Ucraina, despre asistența medicală de care au nevoie și mergem să vedem declarații ale Ministrului Educației, respectiv al Ministrului Sănătății, care spun că românii nu vor fi cu nimic afectați de acest plus, de această asistență medicală acordată celor care, miilor, sau mă rog, numeroșilor ucraineni care s-au refugiat în România. 43% din cei aproape 80.000 de refugiați care au rămas în România sunt minori. Peste 24.000 sunt de vârste școlare. Aceștia pot opta să continue studiile în școlile românești, iar 1.140 s-au și înscris. Restul, mult mai numeroși, vor învăța în continuare în sistemul ucrainean, la cursuri online. Statul României va sprijini punându-le la dispoziție spații și mijloace tehnice. Acești copii trebuie sprijiniți și sunt sprijiniți. Tabletele care le sunt repartizate unora dintre acești copii, le vor fi repartizate începând cu ziua de luni, săptămâna viitoare, nu sunt tablete care se iau de la copiii români. Sunt tablete care există în școli, stocuri suplimentare. Refugiații ucraineni beneficiază și de asistență medicală gratuită, inclusiv terapii oncologice. Ministrul Sănătății spune că nu există o presiune pe spitale și nici motive de îngrijorare în legătură cu riscul de răspândire a unor boli transmisibile. Numărul de solicitări la nivelul sistemului de sănătate este redus. Au fost 107 solicitări la serviciile de ambulanță, 177 de persoane s-au prezentat la unitățile de primiri urgențe și circa 80 de persoane sunt internate în momentul de față în spitalele din România. De la începutul războiului, peste 700 de ucraineni s-au angajat în România cu contracte de muncă. Alți 355 au cerut sprijinul statului pentru a-și găsi de lucru. Potrivit Ministerului Muncii, 143 de companii pun la dispoziția refugiaților ucraineni peste 3.000 de locuri de muncă. Guvernul dă asigurări că acest lucru nu va afecta în niciun fel piața muncii autohtonă, pentru că există un număr mare de locuri declarate vacante de angajatori. Da, am văzut că refugiații din Ucraina au nevoie de locuri de muncă, au nevoie de educație, au nevoie și de asistență medicală. De aceea, în prima parte a emisiunii de astăzi, vorbim cu reprezentanții ai Institutului Oncologic Ion Chiricuță din Cluj. Alături de noi se află doamna doctor Nicoleta Antone, medic specialist în oncologie, de asemenea doamna doctor Delia Nicoară, care este specialist în sănătate publică și management. De asemenea, alături de noi este și Cătălin Vlad, managerul Institutului Oncologic Ion Chiricuță din Cluj. Îi salut pe toți cei trei invitați. Bună ziua! Bună ziua. Domnule Cătălin Vlad, vin la dumneavoastră mai întâi ca să-mi dați niște informații legate de, nu știu, numărul de persoane care au apelat până acum, numărul de persoane, sigur, refugiate, care au apelat până acum la serviciile institutului pe care îl conduceți. Încă de la începutul pandemiei am primit numeroase solicitări din partea pacienților oncologici refugiați din Ucraina și în toată această perioadă, de la începutul războiului, în institut au fost tratate un număr de 54 de persoane. Da, să știți că observ că numărul este destul de mare. Noi, în urmă cu mai puțin de două săptămâni, l-am avut alături de noi pe profesorul Patriciu Achimaș Cadariu, care spunea că sunteți pregătiți acolo la Institutul Oncologic să-i primiți, dar până atunci nu venise încă nimeni. Iată că într-un timp destul de scurt au apărut 50, peste 50. Sincer să vă spun, împreună cu colegii din institut, ne-am organizat încă de la începutul declanșării acestui război și chiar dacă am primit telefoane chiar de la început, acești pacienți au venit ulterior, marea lor majoritate ne-au pus la dispoziție documentele pentru că
Vorbind despre afecțiuni oncologice, aceste tratamente se pot realiza doar în baza unor documente medicale extrem de bine puse la punct. Și în acest context, pot să spun că în prima săptămână acești pacienți au beneficiat mai mult de consultații, de discuții legate de ce ar urma să facă. Mulți dintre ei ne-au pus la dispoziție documente care au trebuit traduse pentru a vedea exact care este situația lor reală și de ce fel de tratamente au nevoie ei. Da, și ați primit toate documentele. Haideți să introducem în discuție și pe doamna dr. Delia Nicoară, care înțeleg că s-a ocupat de partea asta de traduceri, de intermediere a relației cu refugiații ucraineni, care presupun că mulți dintre ei, majoritatea, nu știu românește. Asta așa e. Bună ziua și vă mulțumim pentru invitație. Într-adevăr, partea administrativă în aceste condiții a fost și va fi în continuare o provocare, nu doar pentru noi ca și institut, dar pentru întreg sistemul medical. Și ca să facem o introducere sau un mic context pentru ca toată lumea să înțeleagă de fapt ce s-a întâmplat, din 27 februarie s-a adoptat ordonanța de urgență numărul 15/2022, care reprezintă cadrul legal prin care noi putem să acordăm asistență medicală gratuită refugiaților proveniți din zona de război. Aș vrea să punctez exact ceea ce ați zis și la începutul emisiunii, faptul că cheltuielile generate de această situație de criză, dar care este temporară, se asigură printr-un buget separat față de asigurații români. Buget la care se va adăuga ulterior și sprijinul Uniunii Europene, dar despre toate aceste detalii va puncta colega mea, dr. Nicoleta Antone. Într-adevăr, principala barieră în această situație a fost cea lingvistică, deoarece foarte puțin dintre pacienții proveniți din Ucraina știu limba engleză și cu atât mai puțin limba română. Așadar, prima etapă pentru noi ca și institut a fost să identificăm medicii și asistentele angajate aici care sunt vorbitori de limba ucraineană sau de limba rusă. Astfel avem 6 medici rezidenți care știu limba ucraineană și un medic specialist limba rusă și un medic specialist care știe limba ucraineană, cărora vrem să le mulțumim și pe această cale pentru că s-au implicat și ne-au oferit sprijinul, practic în plus față de toate atribuțiile pe care le aveau deja. Mă gândesc că pentru un pacient să audă vorbindu-se în limba pe care o cunoaște, limba maternă, este un plus și cred că și nivelul de încredere crește foarte mult. Absolut. Până la urmă, cancerul este una dintre cele mai agresive patologii existente. Pe lângă povara războiului, ai în plus și boala aceasta și atunci orice ajutor venit în acest sens, evident că este privit cu mirare la început și pe urmă cu recunoștință. Doamne doctor Nicoleta Antone, haideți să vorbim puțin despre afecțiunile cu care au venit acești pacienți și, sigur, serviciile pe care le-a oferit Institutul Oncologic. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Așa cum spuneau și colegii mei anterior, desigur că a fost o provocare pentru noi, pentru toți, această criză umanitară a pacienților oncologici. Au fost prezenți pacienți din bolile atât hematologice cât și ceea ce ține de tumorile solide. Eu în principal am văzut paciente cu cancer mamar. Ca și provocări aș vrea să enumăr partea de barieră lingvistică pe care noi am reușit să o depășim cu colegii voluntari și sigur, cu aparținătorii care unii dintre ei știau limba engleză. Trebuie să recunosc că pentru unii pacienți au fost necesare investigații suplimentare pentru că a fost nevoie să restadializăm sau să regândim întregul parcurs oncologic al pacientului și aveam lipsă uneori unele informații medicale din dosarul pacientului. Iar în ceea ce privește tratamentul, sigur, au fost atât pacienți care au primit radioterapie, cât și tratamente sistemice. Atât în partea de tratament
sistemic neoadjuvant, adjuvant, intervenții chirurgicale, radioterapie, inclusiv follow-up și screening s-au efectuat. Vorbim doar de pacienți adulți sau aveți și pacienți copii? Eu știu că la momentul actual am avut pacienți adulți. Nu știu, eventual Delia, ea se ocupă de partea administrativă, dacă între timp au apărut și copii. Până la momentul actual eu știam doar de adulți. Mi s-au adresat și un număr de pacienți, de pacienți minori, de copii. Nu știm dacă până la urmă s-au prezentat la institut, de apelat, au apelat la noi. Nu știu dacă au ajuns, într-adevăr, în Cluj. Spuneți-mi dacă situația aceasta de război a dus la agravarea unora dintre afecțiuni, având în vedere că mă gândesc că s-ar putea, nu știu, pe parcursul plecării din Ucraina și sosirii în Cluj, unde nu cunoșteau pe nimeni și nu cunoșteau limba, nu cumva nu și-au mai luat tratamentul sau s-a agravat ceva din cauza aceasta? Boala oncologică în sine este o boală extrem de pentru care este extrem de important ca noi să păstrăm anumite detalii de timp. Cu siguranță că au existat pacienți care, datorită acestor întâmplări, acestui război, au ajuns mai târziu, cărora le-au fost întrerupte tratamentele. Cu siguranță aceste lucruri vor conduce la o reducere a supraviețuirii, însă la acest moment nu avem date științifice, statistice care să ne spună cu certitudine acest fapt, dar cu siguranță vom lua în considerare și vom evalua și aceste aspecte. Dar da, au fost pacienți care au fost întrerupți, cărora le-au fost întrerupte tratamentele. Domnule doctor Cătălin Vlad, vrea să spuneți ceva? Dar cu siguranță că, deși vorbim despre o patologie cronică, așa cum spunea și colega mea, au existat întârzieri în ceea ce privește tratamentele efectuate și aici mă refer la parte, în special la partea de oncologie medicală, chimioterapie, radioterapie, după cum bine se cunoaște, aceste tratamente sunt mult mai eficiente dacă sunt efectuate exact la momentul oportun, conform ghidurilor de diagnostic și tratament pentru bolile oncologice. Și am avut și astfel de cazuri. Pot să vă spun, cel puțin pe partea de chirurgie, au existat paciente care au avut întârzieri în ceea ce privește tratamentele. Deși, mă repet, vorbim despre o patologie cronică. Pe lângă medicamentație, ați avut și pacienți care au trebuit operați? Da, au existat paciente, din ce cunosc, au existat paciente cu cancer mamar care au beneficiat de intervenții chirurgicale și câțiva pacienți care au beneficiat de intervenții în sfera uro-oncologică. Vorbeați despre dosarele medicale la un moment dat. Îmi dau seama că în momentul în care cad bombe lângă tine, nu mai ai apuci să treci pe la medicul de familie, nu știu exact cum este organizată. Cum este organizat sistemul de sănătate din Ucraina, dar presupun că foarte mulți dintre pacienți nu au toate informațiile medicale cu ei. Cum se procedează în acest sens? În această situație, noi trebuie să evaluăm din nou pacientul, să efectuăm întreg bilanțul pacientului și să ajungem la o concluzie. Deci sunt situații și în momentul în care avem astfel de decizii dificile, le discutăm și în cadrul comisiilor multidisciplinare care se întâlnesc săptămânal în cadrul institutului. Deci, practic, nu vă lipsesc atât de mult aceste informații pentru că le puteți reconstitui. Sunt importante. Bilanțul inițial al pacientului este cel care dictează întreaga conduită terapeutică ulterioară. Deci sunt lucruri importante, dar desigur, ne aflăm în fața unor situații nemai întâlnite și atunci trebuie să ne descurcăm cu ceea ce avem. Cum sunt acești refugiați? Îmi dau seama că sunt destul de speriați. Le acordați și, nu știu, asistență psihologică?
În cadrul institutului, sigur că funcționează un psiholog pentru patologia adultă, două doamne psihologe care se ocupă de patologia oncopediatrică și acești pacienți beneficiază în măsura solicitărilor și de suport psihooncologic. Am înțeles, dar presupun că aceste doamne psiholog nu sunt vorbitoare de limbă ucraineană, așadar e un pic mai dificil. După cum vă spunea și doamna doctor Nicoară, contăm pe suportul colegilor noștri mai tineri, rezidenți, tineri specialiști, cele 6 persoane. În plus, institutul are semnat un acord de colaborare cu Uniunea Ucrainenilor din România, care ne-a pus la dispoziție 10 voluntari vorbitori de limba ucraineană și la care putem apela ori de câte ori este necesar. Spuneți-mi cum rezolvați cu decontarea. Presupun că momentan aceste proceduri medicale pe care le faceți, le plătiți din bugetul institutului, urmând ca la un moment dat, nu-mi dau seama exact când, dar poate mă ajutați dumneavoastră, să fie decontate de către statul român. Deci acești pacienți beneficiază de tratamente gratuite ca și pacienții români asigurați, iar linia de finanțare este o linie separată, asigurată de către Casa de Asigurări de Sănătate, și aceștia sunt introduși ca și pacienții români asigurați într-o platformă, sigur, care îi contabilizează separat și pe baza cărora se face decontarea serviciilor medicale de care ei beneficiază pe perioada internării în spital. Da, decontarea se face separat, însă acești pacienți se întâlnesc pe culoarele spitalelor și spitalului noastră în mod special cu pacienții români. Spuneți-mi în ce fel sau dacă sunt afectați pacienții români, având în vedere că acum aveți și alți pacienți. Este foarte bună întrebarea. Știți problemele din pandemie, în care erau acele cozi la poarta Institutului Oncologic și Institutul Oncologic din Cluj nu și-a închis porțile în contextul pandemiei COVID-19. În continuare, numărul pacienților care se adresează este foarte mare, undeva în jur de 650-700 de pacienți pe zi, iar pe lângă aceștia se tratează încă 3-5 persoane zilnic, nu reprezintă un lucru semnificativ de mare care ar pune în pericol calitatea actului medical. Deci nu ați avut plângeri de la români care stau și așteaptă după refugiați? Presupun până că poate chiar moment, din potrivă, nu. Mă gândesc că... Din potrivă, da. Românii s-au dovedit foarte generoși în această perioadă, asta este adevărul. Da, știți că sunt foarte bine primiți pacienții la noi în spital. Discuțiile cu pacienții români sunt extrem de familiale. Nu există probleme din punctul acesta de vedere. Bun, o ultimă întrebare ar fi cum să procedeze un român care acum găzduiește persoane care sunt bolnave sau care, nu știu, ar vrea să facă un consult de specialitate. Ce trebuie să facă? Cui trebuie să se adreseze? Cum ajung la dumneavoastră în cazul în care, sigur, suferința este de natură oncologică? Avem o linie oncologică special dedicată pacienților cu cancer, unde pot să sune și vor fi programați ulterior la un medic care se va ocupa de cazul acestora. Și foarte important, în cadrul acestei linii telefonice, pacienților vi se răspunde direct în limba ucraineană. Bun, așa. Aveți și sprijin extern, pentru că sunt multe țări care vor să sprijine România în acest efort de a oferi ajutor și asistență medicală în mod special ucrainenilor. Dacă îmi permite... În cursul săptămânilor trecute, împreună cu colega mea și dânsa, vă va spune, domnișoara doctor Nicoleta Antone, vă va da mai multe detalii. Am avut numeroase întâlniri online cu societățile profesionale, Organizația Mondială a Sănătății. De altfel, domnișoara doctor este și membru a Societății Americane de Oncologie și s-a ridicat problema suportului din partea acestor societăți profesionale,
Și o să rog pe colega mea să vă dea mai multe detalii legate de acest suport. Așa este. Într-adevăr, societățile profesionale internaționale, atât societatea americană, ASCO, cât și Societatea Europeană de Oncologie, ECHO, și-au coalizat forțele în ceea ce privește această criză umanitară pentru pacienții oncologici și au creat aceste comisii care se întâlnesc în mod săptămânal, iar scopul acestor coaliții a fost, sigur, în primul rând, de a nu se duplica eforturile organizațiilor, ci de a le canaliza într-un mod cât mai eficient pentru suportul pacienților atât din centrele oncologice din Ucraina, cât și din țările învecinate. De asemenea, ei își doresc foarte mult să evalueze care sunt nevoile medicale, atât ale profesioniștilor în domeniul sănătății, cât și ale pacienților oncologici, din nou, atât în centrele din Ucraina, pentru că în continuare sunt centre oncologice în Ucraina care își desfășoară activitatea, cât și țările învecinate. Ei își doresc să asigure o comunicare și un schimb de păreri între centrele oncologice din țările învecinate, Ucraina și Organizația Mondială a Sănătății, Comisia Europeană, astfel încât să înțeleagă exact care este necesar, ce se întâmplă cu exactitate și care sunt nevoile și necesarul și să poată ajuta în mod cât mai eficient și într-un mod țintit. Da, înțeleg că refugiații ucraineni care sunt bolnavi sunt pe mâini bune acolo la dumneavoastră, la Institutul Oncologic. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Au fost alături de noi doamna dr. Nicoleta Antone, medic specialist în oncologie, doamna dr. Delia Nicoară, medic specialist în sănătate publică și domnul dr. Cătălin Vlad, managerul Institutului Oncologic din Cluj. În a doua parte a emisiunii, așa cum v-am propus, vom vorbi despre incendiile de vegetație care au cuprins toată România, inclusiv partea aceasta de Transilvania, unde ne aflăm noi. Vom vorbi cu persoane care au cifre și informații despre ceea ce se întâmplă, extrem de dăunător pentru mediu. Cele mai grave incendii de vegetație anul acesta sau până în prezent au fost în Buzău. Suntem aici, sunt 4-5 puncte la acest moment în dezvoltare cu flacără deschisă. Pădurea de pin din comuna Pietroasele a ars o noapte întreagă. Pompierii s-au luptat cu flăcările pe jos, cu lopeți și rezervoare de apă portabile. Apelul de ajutor a ajuns la baza aeriană 90 Otopeni a Ministerului Apărării, de unde două avioane Spartan au decolat încărcate cu mii de litri de apă. Intervenția aeriană a stins în mare parte vâlvătaia, iar pompierii au continuat să intervină la focarele rămase. Dacă n-aveam sprijinul aviatic al bazei 90, intervenția o puteam prelungi cu cel puțin o zi. Doar cenușă și trunchiuri arse, atât a mai rămas după incendiul mistuitor care a durat mai bine de 24 de ore aici în pădurea de pin negru de la Breaza. Zona afectată de incendiu face parte dintr-o arie protejată, situl Natura 2000, dealul Istrița. Și în urmă cu 2 ani flăcările au făcut ravagii, însă dosarul penal deschis în acest caz nu a fost nici până azi finalizat. Este cam în aceeași zonă, poate mai mare suprafață. Nu știm cât este din aria naturală protejată. Vom face o nouă revenire cu altă sesizare organelor de urmărire penală, așa cum prevede legea mediului. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis instituirea unor zone speciale de siguranță publică. Mă aștept de la poliție și jandarmerie să propună niște măsuri ce trebuie luate de urgență la nivelul administrațiilor publice locale, adică întărirea vigilenței și a supravegherii din partea administrațiilor publice locale. Pentru că este opinie unanimă că primarul, viceprimarii, lucrătorii din primării cam știu cine se ocupă de aceste incendieri. Cel mai probabil incendiul a izbucnit după ce un localnic a încercat să-și curețe pășunea dându-i foc. Vântul a întețit flăcările care au mistuit 400 de hectare de teren și mai bine de 50 de hectare de pădure. De la începutul anului, în Buzău au fost peste 350 de incendii și aproape 10.000 de hectare au fost pârjolite. Da, ați văzut incendii de vegetație peste tot în România, inclusiv în județul Cluj. Unele dintre ele
încă mocnind. Alături de noi se află locotenent colonel Andrei Biriș de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Vă salut, domnule Biriș. Vă salut și eu, mulțumesc de invitație. De asemenea, alături de noi se va afla doamna Mihaela Rozor, șefa Serviciului Control în Teren de la APIA Cluj. Domnule Biriș, spuneți-mi, vă rog frumos, cât de gravă este situația? Câte incendii? Este clar, e o situație pe care o întâlnim în fiecare primăvară, dar o situație pe care nu ne-o dorim și se pare că foarte mulți dintre români nu înțeleg cât de grav este. Haideți să vedem mai întâi câte incendii, nu știu, la câte incendii ați ieșit până acum pentru a stinge vegetația. Din păcate, situația este mai gravă decât în anii precedenți. Mă refer aici la faptul că în ultimele două săptămâni a fost peste 400 de solicitări de intervenție efective ale colegilor în teren. 400, foarte mult. Vă ia o grămadă de timp și de bani. Da, bineînțeles, sunt foarte solicitante, iar faptul că sunt nevoiți colegii mei să intervină pe hectare întregi și că sunt distrugeri, când în urma acestor evenimente au fost distruse case de locuit, anexe gospodărești, a fost inclusiv un accident care a avut loc din cauza fumului degajat în apropierea centurii de ocolire a municipiului Cluj-Napoca. Adică cum s-a întâmplat acesta? N-a văzut șoferul din cauza fumului și a intrat în... A redus viteza în momentul în care a văzut că se apropie de acea degajare de fum, iar din spate ceilalți n-au observat că reduce brusc și au fost trei mașini care au intrat concomitent una între alta. Au fost colegii mei care stingeau focul de vegetație în momentul respectiv aproape de acel eveniment. S-au dus la ei, au întrebat dacă au nevoie de consult medical. Unul dintre ei a suferit ceva răni ușoare și au solicitat, n-au mai solicitat să meargă la spital și a fost un caz fericit, însă autoturismul a fost avariat sever. Deci a fost un impact puternic acolo. Ne bucurăm că nu au fost până acum victime, deși o persoană în cursul zilei de vineri a suferit arsuri la nivelul brațelor în momentul în care a încercat singur să stingă un incendiu de vegetație undeva pe raza localității Ciurila. Și da, ce vă spuneam mai devreme, faptul că colegii noștri sunt scoși din afara localităților, adică pe aceste zone unde sunt zone arabile sau zone unde se efectuează stingerea, înseamnă că toate mijloacele și toate forțele noastre sunt în afara orașului. Colegii noștri știu ceea ce înseamnă să fie operativ, să răspunzi unei urgențe cu adevărat majore, care pune viața în pericol sau bunurile materiale. Dar s-a întâmplat și asta? Adică să fie un incendiu undeva într-un oraș la care să nu ajungă la timp pompierii pentru că erau pe miriște. Din fericire, în momentul acesta, colegii mei au reușit să se mobilizeze. Însă faptul că ei se scoși în afara orașului îi pune într-o situație foarte dificilă. Nu doar pe colegii mei care trebuie să asigure intervenția proprie, ci și persoanele care pot fi puse în pericol de un incendiu, de un accident grav, care presupune răspunsul cu forțe și mijloace mărite, deci un dispozitiv mai mărit, unde trebuie să meargă 3, 4, 5, până la 10 autospeciale. Vă dați seama ce înseamnă faptul că colegii noștri se află pe aceste zone din apropierea localităților, care nu tot timpul sunt ușor accesibile, adică sunt drumuri care nu sunt asfaltate, care pentru a putea să ajungi până la zona respectivă sau colegii mei trebuie să sunt nevoiți să meargă pe jos distanțe foarte mari, ei trebuie să se întoarcă la autospeciale pentru că ei trebuie să ia autospeciale cu ei ca să poată să ajungă mai repede la intervenție în cazul care sunt chemați înapoi, nu au cum să intervină astfel, deci dacă trebuie să vină în subunitate să ia autospeciala și să meargă la intervenție, ar putea să nu timp și mai mare. Deci autospeciale sunt mereu cu ei. Iar dacă ar fi să se întoarcă în oraș, timpul de răspuns este foarte mărit. Într-o jumătate de oră poate un apartament să se extinde la un întreg bloc. Deci nu este o situație care este ușor și să zicem este superficială și faptul că ars niște vegetație, ce înseamnă asta? Nu, este vorba despre o situație de risc în care sunt puși toți cetățenii clujeni. Bun, dar din fericire n-a fost cazul, nu? Până acum să fie un incendiu major la care să se întârzie. A fost un incendiu de apartament în municipiul Cluj-Napoca la mijlocul lunii martie, în timpul unor incendii de vegetație, pentru care colegii mei au fost foarte strâmtorați. Deci s-au deplasat la fața locului cu două auto speciale care au fost redirecționate, una dintre ele de la un incendiu de vegetație. Eu cred că le e și groază colegilor de această perioadă anului. Da, este o perioadă foarte dificilă pentru ei, pentru că presupune, așa cum am spus, foarte mult efort din partea lor. Asta nu este nicio problemă, asta este menirea noastră, până la urmă, să intervenim acolo unde este nevoie.
și intervenția pompierilor este necesară pentru aceste incendii de vegetație, pentru că adeseori ajung la fundul forestier, ajung să distrugă, așa cum am spus, anexe gospodăresc, case de locuit sau pot să provoace accidente rutiere, așa cum am amintit mai devreme. Deci este necesar să se intervină. Deci nu este corect acea declarație a unor cetățeni, dar oricum trebuie să ardă, domnule, de ce tot îl stingeți? Pentru că pun în pericol, așa cum a spus, foarte multe lucruri. Haideți să mergem puțin la mentalitatea oamenilor. De ce fac acest lucru? Nu există o altă soluție ca să îndepărteze acea vegetație uscată? Acum, este o activitate care nu o cunosc în profuzime, însă, bineînțeles, eu consider personal că s-ar putea face cu o mai bună organizare, adică pur și simplu prin a-ți duce câteva mijloace de primă intervenție cu tine, un stingător, o radă cu nisip și să te organizezi cu vecinul care are parcela alăturată. Cred că n-ar fi o chestiune care să nu fie la îndemâna oricui. Din păcate, aceste lucruri nu se fac. Deci se recurge la această metodă de igienizare fără niciun fel de măsură, fără permisul de lucru cu foc, pur și simplu într-o lipsă de responsabilitate, presupunem. Nu ne dăm seama. Oricum, cei care sunt prinși asupra faptului sunt amendați de către colegii noștri de la Inspecția de Prevenire. Da. Se fac controle și de către APIA, Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură. De acolo ni se alătură discuție doamna Mihaela Rozor, care este șefa Serviciului Control pe teren. Să rămână, doamna Rozor. Bună ziua, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Ne spuneți, într-adevăr, vă rog, așa cum... Da, ce constatați acolo pe teren? Asta voiam să vă întreb. Aoleu, nici nu. Mai întâi aș vrea să spun că între instituția noastră și Inspectoratul de Situații de Urgență și Garda de Mediu există un protocol de colaborare. În situația în care colegii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sunt sesizați de existența unei arderi, ei ne comunică în termen de 24 de ore coordonatele, astfel încât noi să putem identifica fermierul. Din punctul nostru de vedere, faptul că se arde miriștea, deci este interzis și practic nu se respectă bunele condiții agricole și de mediu. Este o cerință GAEC 2. Deci obiectivul acestei cerințe este menținerea materiei organice în sol și prevenirea poluării atmosferei. Deci, așa cum v-am spus, în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului, suntem informați prin e-mail de către Inspectoratul General de Situații de Urgență și avem o colaborare foarte bună despre coordonatele unde s-a produs evenimentul, aproximativ și suprafața acestuia. După ce primim aceste notificări, noi verificăm dacă fermierul respectiv în cauză sau fermierii au depus cerere unică de sprijin la noi. Dacă au depus cerere, atunci îi controlăm și evident că la momentul la care se confirmă vor fi eșantionați, solicitați la control manual și sancționați. Păi eu știu că sancțiunea este retragerea subvenției. Nu este retragerea subvenției, este o parte, sunt sancționați cu un quantum, dar depinde de ce măsuri au solicitat, pentru ce au solicitat. Dar în cazul în care, așa cum, mă rog, s-a atins problema și la dumneavoastră, sigur, incendiu este provocat de un fermier și se poate extinde, mai ales acum este secetă, nu a plouat în mult timp, e vânt, condițiile sunt favorabile pentru extindere, din păcate. Deci, în situația în care fermierul constată că o parcelă ocupată cu pajiști permanente sau parte din aceasta a fost arsă, iar focul a fost provocat de o cauză necunoscută, ca să nu fie penalizat de către noi, trebuie să prezinte la noi, la instituția, la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, în decurs de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, însă, înainte de controlul nostru, o copie, după o sesizare depusă la poliție, la poliția locală sau la detașamentul de pompieri, primărie. Deci, doamnă Rozor, dacă înțeleg bine, dacă îmi dau foc la miriște și după aceea depun o cerere depun o plângere la poliție, am scăpat de orice fel de amendă. Nu de orice fel. Deci, haideți să fim foarte exacti. Noi nu amendăm oamenii. Noi le retragem, îi sancționăm din sprijinul care li s-ar cuveni. Deci noi nu avem atribuții de
Aveți statistici să ne arătați, să ne spuneți amenzi? Câți? Uitați-vă, domnul Biri spune că au fost 400 de incendii. Așa este. Așa câți, este dintre cei care, câți dintre cei care au avut incendii pe terenul lor au rămas fără acea parte din subvenție despre care vorbim aici? Dar nu pot să rămână. Deci acum sunt în procedură de control. Deci ce vreau să vă spun, că din cele aproximativ 400 de sesizări primite prin e-mail de la Inspectoratul de Situații de Urgență, au depus cerere de plată la noi 117 fermieri. Deci cei care nu au solicitat sprijin de la noi, practic nu fac obiectul verificărilor noastre, pentru că noi nu avem metode să-i sancționăm decât, repet, pe cei care solicită sprijin. Aceștia sunt în curs de verificare, toți colegii mei de la Serviciul Control pe teren sunt în teren. Din cei 117 fermieri, mă refer la situația lunii martie de până acum, pe care i-am identificat, aproximativ 20 au prezentat documente emise de primărie prin care i-au sesizat incendiul de vegetație pe terenul lor. Deci avem așa 400 de incendii la care a ieșit ISU, 117 dintre cei care au avut pe terenul lor foc ar urma să primească subvenții pentru că le-au solicitat și 20 au depus sesizări, așadar undeva la aproape 100. În termen de 10 zile. Bun, aproape 100 ar trebui să fie sancționați, depunctați. Aceasta nu este o situație fixă, pentru că ea se modifică în fiecare zi. Vedem ce se întâmplă. Ceea ce pot să vă spun este că, într-adevăr, diferența față de anii trecuți este enormă. Ca și unitate de măsură, aș putea să vă spun că anul trecut un singur fermier a fost în situația în care a solicitat sprijin de la noi și nu a depus acea plângere, drept urmare a fost și sancționat. Unul singur. În anul acesta, din păcate, nu va fi așa. Doamnă Rozor, eu sunt curios ce se poate face, ce trebuie făcut în așa fel încât mediul să nu fie atât de afectat cum este, în așa fel încât cei de la ISU să nu trebuiască să iasă aproape zilnic, probabil chiar zilnic, la incendii de vegetație, ceea ce înseamnă efort, înseamnă bani foarte mulți luați de la statul român. Cum se poate rezolva chestiunea aceasta? Din punctul nostru de vedere și al colegilor mei, atât acum suntem în plină perioadă de preluare a cererilor. Ei, când stau de vorbă cu fermierii, îi anunță de fiecare dată, înainte de pandemie, erau campanii de informare. Mergeam pe la primărie, există afișe puse peste tot la primărie, prin care este interzisă arderea vegetației. Acum, deci noi metode coercitive doar pe acestea le avem ca și apia. Și informare. Eu am înțeles că există primari care refuză să dea informații despre apartenența pământurilor unde arde miriștea, pentru că sigur asta înseamnă bani mai puțini de la APIA pentru acei proprietari de terenuri și evident voturi mai puține, pentru că totul la un moment dat se reduce la politic și la bani. Totul se reduce și la bani. Pentru politicieni la politică și pentru oameni la bani, evident. Da, noi nu avem nevoie de la primărie de coordonate. Tocmai asta vă spuneam, Inspectoratul de Situații de Urgență ne transmit data, locul, precum și coordonatele unde s-a produs evenimentul, astfel încât noi nu avem nevoie de ajutorul primăriei sau ca primăria să ne indice coordonatele. Colegii mei se deplasează în teren în baza sesizărilor primite de la Inspectoratul de Situații de Urgență și repet, pentru fermierii care au depus cerere de plată la noi la instituție. Domnule Andrei Biriș, ce facem cu ceilalți 200 și ceva, aproape 300 de proprietari de terenuri unde au fost incendii, dar oamenii respectivi nu au depus cereri la APIA? Ei cum plătesc pentru chestiunea asta? Bineînțeles, ce am uitat să vă spun mai devreme este faptul că pe județul Cluj se înregistrează cel mai mare număr de incendii de vegetație uscată, din păcate, din toată țara până în acest moment. Deci suntem pe locul întâi în ceea ce privește acest comportament. Ne-am obișnuit să fim campioni la diverse domenii, dar ne plăcea acolo unde e mai roz, nu unde e mai gri. Acesta este adevărul, iar cu siguranță sprijinul celorlalte instituții cu responsabilitate în acest domeniu este binevenit. Adică orice mijloace prin care să conștientizeze
populația să fie informată corect pentru a nu ajunge la aceste situații în care se pune în pericol, în primul rând, viețile omenești bunuri, se pune în pericol și fondul forestier, pentru că avem, de exemplu, la Băișoara un incendiu care este de 3 zile în desfășurare. Am avut forțe din 3 subunități de intervenție care au sprijinit colegii de la Băișoara. A fost 150 de hectare de vegetație uscată litieră și lăstăriși care au fost... Dumneavoastră vă dedublați. Să știți că mi-a venit un mesaj că Andrei Biriș de la ISU transmite că este incendiu de vegetație pe strada Tulcea. Da, trebuie să fim multifuncțional. Asta e adevărul. Clipul asta mi-a venit. Da, să știți că și în aceste momente colegii noștri sunt aproape toate echipajele noastre sunt ieșiți în afara subunităților pentru aceste incendii de vegetație. Deci sunt o chestiune reală în desfășurare care nu se oprește. De aceea noi facem un apel către toate instituțiile responsabile, inclusiv către primării, către APIA, către Garda de Mediu. Vă rugăm, sprijiniți-ne în acest demers pentru a opri acest comportament irresponsabil. Da, cum anume facem chestiunea asta? Ce zice legea? Am văzut, APIA reține o parte din subvenție dacă sigur se dovedește că omul este vinovat. Ce facem cu ceilalți? Cum îi pedepsim? Sau nu trebuie neapărat să îi pedepsim până la urmă? Nu trebuie coerciție dacă se poate altfel, dar cred că nu se poate altfel. Pentru că este recurent. În fiecare an se întâmplă și, cum spuneați, anul acesta mai mult decât oricând. Este o chestiune care trebuie făcută în colaborare. Eu nu o văd... fiind o singură instituție capabilă să scoată la bun sfârșit, ci printr-un consens în tot ceea ce înseamnă aceste demersuri prin care să fie de înțeles, să fie dat de înțeles omului de rând, că așa nu se mai poate. România este un stat slab, am mai spus asta de foarte multe ori, care are legi, de multe ori chiar legi bune, pe care nu știe să le aplice. Altfel nu s-ar mai întâmpla chestiunea asta, nu numai aici, sunt diverse domenii, nu știu, în parcarea din centrul orașelor, în diverse situații, statul român nu știe să aplice legea în așa fel încât omul să nu mai repete aceeași greșeală. Sigur, nu sunteți dumneavoastră de vină. E indignarea mea de cetățean. Da. Deci spuneți că anul acesta a fost cel mai crunt an de până acum și, nu știu, ce eforturi facem să conștientizăm oamenii? Ce le spuneți acolo când mergeți pe teren? Păi, în primul rând, nu găsim pe nimeni la fața locului, pentru că marea majoritate pun foc și pleacă, tocmai știind pe acest aspect că dacă nu sunt prinși asupra faptului, poate că scapă. Deci, este un comportament irresponsabil, așa cum vă spuneam, care încurajează poate că și persoane care sunt cu comportament extrem. Deci, poate... Da, poate ne spune doamna Rozor, ce spun cei care până la urmă sunt prinși asupra faptului? Care e explicația pe care o dau doamnă Mihaela Rozor? Deci, noi nu suntem poliție, nu suntem, așa cum v-am spus, organ care aplică amenzi. În marea majoritate, ei spun că cineva, o persoană necunoscută a provocat incendiu. Aceasta este de regulă. Dacă nu, sunt penalizați la sprijin pentru noi. Nimeni nu va recunoaște, vă dați seama. Dar dacă nu au aceste sesizări înregistrate la organele pe care le-am menționat, atunci sigur că ei merg la control în continuare și vor fi urmăriți, mai ales dacă au și anumite măsuri mai speciale, pentru care iau sume mai importante de bani. Dacă proprietarii de terenuri ar fi sancționați negreșit în momentul în care au un incendiu de pământ, ar pune paznici acolo, nu știu, ar face ceva. În mod cert. Și acum, vă dați seama că la noi, atâta vreme cât pe cale oficială primim înregistrat o sesizare la poliție sau la primărie, noi nu avem cum să contestăm că acest lucru este real. Până la urmă vin, deci nu la noi înregistrează plângerea, ci înregistrează la una din instituțiile de care v-am spus. Pe de altă parte, în această activitate de combatere a arderilor, a incendierilor, este implicată și Garda de Mediu. Poate că ar fi interesant să aveți un punct de vedere și de la dumnealor, pentru că, deși știu că sunt foarte puțini și suprafața afectată este extrem de mare, dar poate pe partea de măsuri coercitive sunt mai îndreptățit să vă spună. Eu vă spun din punctul meu de vedere al colegilor mei și a APIA, noi informăm de câte ori avem ocazia și la preluare de cereri și colegii mei când merg în controalele tematice sau controalele
la sesizări le atrag atenția tot timpul că este interzis să-și incendieze resturile. Da, deci, și le intră pe ureche, le iese pe alta și până la urmă această poluare, să știți că ne afectează pe fiecare dintre noi, afectează pe copiii noștri. Da, evident, bine că sunt atâtea summituri și atâtea reuniuni la nivel înalt în care protejăm planeta și așa și uitați ce se întâmplă. România e roșie, să știți, pe harta Europei din punct de vedere al poluării în această frumoasă perioadă de primăvară. Da, mulțumesc foarte mult, doamna Mihaela Rozor. Doamna Mihaela Rozor este șefa serviciului control pe teren din cadrul APIA Cluj, Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură. Rămânem alături de Andrei Biriș, locotenent colonel în cadrul ISU Cluj. Domnule Biriș, am încheiat, să zicem, momentan și temporar discuția despre incendiile de vegetație, cu tot regretul că nu suntem capabili să le gestionăm. Oarecum se leagă următorul subiect care l-ați propus dumneavoastră, cer scuze că avansez, în ideea că, bineînțeles... Care e subiectul? Noi avem persoane care sprijină și tot ce înseamnă demersurile pentru afluxul de imigranți din Varma Siret. Noi, în momentul acesta, asta avem... voiam să vorbim, despre afluxul de refugiați și despre intervenția ISU în această chestiune. Noi avem în acest moment 20 de pompieri care sunt acolo zi de zi și care sprijină... Pe care i-ați rupt de la incendiile de vegetație, exact. Și i-ați dus la Siget. Forțele noastre sunt la Siret. Suntem la noi. Siret, ok. Forțele noastre sunt în acest moment diminuate, semnificativ, pentru că 20 de pompieri care sunt zi de zi acolo înseamnă pentru echipajele noastre, bineînțeles cu timpul necesar pentru refacerea lor, o diminuare semnificativă. Deci forțele care ne pot rămâne la dispoziție în caz că este o urgență majoră sunt diminuate. Câți angajați are ISU Cluj? Suntem în jur de 800 de persoane care lucrează în ture, iar în aceste 800 de... De fapt, suntem 800 de locuri, dar în jur de 700 care sunt pe operativ. Mai multe locuri vacante. Da, da, sunt foarte multe treceri în rezervă care au fost în ultimul an și este un oraș, un județ greu. Sunt și colegi care au venit inițial în județul nostru și cer să meargă acasă. Bineînțeles, sunt persoane care sunt venite din școli sau au venit la noi cu ideea că este un județ frumos, însă în momentul în care văd că este de greu sau, mă rog, le vine dorul de casă, preferă să tragă acasă. Ce fac cei 20 de pompieri de la Cluj care sunt la Vama Siret? La Vama Siret este o situație foarte sensibilă, deoarece afluxul de imigranți este cel mai mare prin Vama Siret către România din Ucraina. Este vorba despre oameni care vin aproape fără nimic în mâini, care fug după o viață dusă în Ucraina, după o viață de agonisială, cât au putut să adune, vin câteodată chiar cu mâinile goale și cu copiii doar în cealaltă mână. Este ceva care nu vă imaginați așa ca și un simplu om că puteți să vedeți. În ceea ce privește colegii mei care sprijină toate eforturile care sunt acolo, sunt efectuate de mers încât ei să fie sprijiniți în momentul în care intră în țara noastră să primească o mână de ajutor. Sunt foarte multe organizații, au fost apreciat sprijinul acesta sau simpatia care au avut-o oamenii de rând pentru nenorocirea prin care trec vecinii noștri ucrainieni și mulți dintre ei au trimis ajutoare acolo sau ce au crezut de cuvință că le-ar fi util. Să vă imaginați că în primele zile au fost blocat efectiv punctul de trecere Siret de autovehicule, oameni și bunuri care multe dintre ele poate că nu îi ajutau în momentul respectiv, nu erau de folos. Tot ce a însemnat eforturile făcute acolo în prima instanță a fost decongestionarea acelui punct de trecere a frontierei și crearea unui mediu în jurul acelui punct de frontieră, cât și în apropierea lui, astfel încât tot ce înseamnă persoanele care vin de acolo să poată să primească sprijinul legal, omenesc necesar, cât și bunuri care le erau utile. Să vă imaginați că veneau copii care n-aveau nici măcar cu ce să fie schimbați, cu bebeluși care n-aveau cu ce să fie schimbați, sau hrană potrivită pentru ei. De asemenea, erau cozi de câteva sute de metri de partea ucraineană, în fric și ger, care în momentul în care treceau punctul de graniță, erau primiți cu ceai cald, cu hrană caldă, corturi încălzite și, cel mai important, li se puneau la dispoziție mijloace de transport. Majoritatea, așa cum știm deja, nu doresc să rămână în România, își doresc să ajungă în țările mai dezvoltate europene. Iar vă spun sincer, prin faptul că acești oameni nu cunosc așa de bine limba română sau nici chiar limba engleză câteodată,
le este foarte ușor că aceste microbuze ale pompierilor există în Vama Siret. Fiecare microbuz care duce emigranți spre o locație unde își doresc ei, vă spun sincer, îi duc pe oamenii aceia într-o locație mai sigură. Pentru că acolo, în Vama Siret, nu toate lucrurile pot să fie în favoarea lor. Și mulți... nici ei nu se mai simt acolo, nu se simt acolo în siguranță, deși nu, deja trecând în România e... Pentru că e de ușurare. E altceva, dar vă spun, câteodată le lisesc chiar mijloacele de primă necesitate și faptul că pot să primească acolo, în primul rând, asistență juridică, pentru că mulți dintre ei poate n-au apucat nici măcar să-și ia buletine sau nu le mai au din cauza stării de conflict, că le-a fost distrusă casa și au rămas fără acte și vin fără documente, ei sunt preluați acolo, le se fac primele documente, sunt găzduiți în taberele mobile și locurile de cazare de acolo, după care, în funcție de ceea ce își doresc ei, unde vor să ajungă, sunt sprijiniți, am spus, și cu mijloace de transport. Ajuns și la Cluj? Da, dar și la Cluj același, să zicem, tendință de a sta temporar și a încerca să găsească o cale să ajungă în țările europene mai dezvoltate. Oare cum se simte la graniță și nu numai, a scăzut nivelul de entuziasm al românilor generoși? Pentru că știm cu toții că la început toată lumea s-a înghesuit, a spus și dumneavoastră, dar acum s-a păstrat același nivel. Toată lumea vorbește despre un maraton de sprijin al refugiaților, nu doar de un sprint care să dureze o săptămână, două, o lună. Sprijinul comunității, sprijinul persoanelor private este de apreciat și ne bucurăm oricând vine acestea. La început, la mijloc, nu avem de unde să estimăm. Dar s-a păstrat. Poate să revină, poate să fie întrerupt de anumite chestiuni. Este important că acest sprijin a fost în primă instanță și a fost semnificativ. Bineînțeles, organizarea tuturor acestor ajutoare, să le zicem, sau bunuri date în scop umanitar, a necesitat un foarte mare efort. Să vă imaginați că Departamentul de Situație de Urgență a creat și un hub logistic acolo, despre care ați auzit că s-a vorbit în presă, tocmai pentru că sunt și state sau organizații, cum sunt Crucea Roșie, cu ajutor umanitar semnificativ. Vorbim aici de ambulanțe, vorbim aici de medicamente, vorbim aici de foarte multe bunuri care pot să ajute și pentru faptul că cea mai bună infrastructură este prin Vama Siret, acolo în Suceava era necesar să fie stabilit. Iar descongestionarea acelui punct de trecere la frontieră, atât de persoane care intrau, cât și de cei care doreau să ajute, a fost foarte importantă și în acest moment hub-ul creat în România prin mecanismul european primește și furnizează ucrainilor ajutor umanitar de mare capacitate. Andrei Biriș, locotenent colonel în cadrul ISU Cluj. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Aici se termină Prim Plan Obiectiv de astăzi. Am vorbit despre refugiații din Ucraina, atât cei care primesc asistență oncologică, cât și cei care primesc asistență din partea ISU Cluj. De asemenea, am vorbit despre incendiile de vegetație. Nu mai faceți foc pe miriști. Este dăunător pentru mediu, pentru copiii noștri, pentru viitorul nostru. Sunt Ionel Lespuc, aici se termină emisiunea. Toate cele bune. La revedere!